Din totdeauna mi s-a părut tare să știi să faci backflip. Evident, nu așa. Și nu aș vrea să fiu ca băiatul ăsta în acest clip. Așa că mi-am propus în 24 de ore să învăț să dau backflip. Dar prima și prima oară vreau să întreb pe prietenii mei care sunt șansele ca eu să dau backflip. Mamă, ce e pe tine, Vere? Ce părere ai? Dau backflip în 24 de ore sau nu-l dau? Nu. O întrebare, dau backflip în 24 de ore? Eram prea puternic dacă îmi răspundea. Bă, ce zici, dau backflip în 24 de ore? Ce să dai? Backflip. Da, nu, 2 ore dai. Stai mă, dracu, cu minte. Dau backflip în 24 de ore? Nu dai. Bă, gameș. Ce zici, dau backflip în 24 de ore? Mi-a chis. Zi-mă, dau sau nu? Da, mă, da, e singurul care are încredere în mine. Bă, ce zici, o să pot să dau backflip? 24 de ore la dispoziție să învăț să-l dau. Bă, 24 de ore nu cred, dar mai mult da. Planul este simplu, avem 3 locații în care sper, repet sper, să reușesc să dau backflip. Iar primul este la High by Kido. Mi-am făcut documentarea și prima dată o să trească să mă arunc pe spate ca să-mi înving teama asta pe care eu o am. Cel mai frică mi-e, frate, să cad pe spate că mor. Vlad, mi-e frică să mor. Hai, dă-mi puțin curaj, vino, fii atent, împinge-mă. Împinge-mă cât de tare poți tu. Bine. Haide. 3, 2, 1 și... Ok. E urât sentimentul, opa. Bun, ăsta a fost doar primul nivel care a fost un pic de jos. Dar de data asta hai să încercăm să mergem aici sus, la cel mai înalt nivel, să încerc să sar cu fața. Pentru că așa o să văd unde o să cad și poate nu o să fie la fel de frică dățile viitoare. Băi, e mai sus decât mă așteptam, sincer mi-e frică. Adică să tot fie 3 metri. Vrei să-mi iau avânt? Da. Nu. Da. Ca să nu s-au mă duc, mamă ce frică mi-e că... Nu, stai, că tremur tot, ești prost. Ia-te-mi, Vlad, pentru tine și pentru nimeni altcineva. Au! Acum că am sărit de sus, cred că putem deja să începem să învățăm mișcarea. Mamă, să moară. Bă, ești prost! A fost front flip, nu? Fuck. Pe față am reușit să mă arunc pentru că eu când eram mic am făcut balet. De performanță cred că vreo 3 ani am apucat să mă duc și la 2 competiții. Ei bine, acum hai să încercăm să-l dăm pe spate, să nu ne mai bate în joc. Pentru că până la urmă așa trebuie, dar nu știu cum să-l dau pe spate. Păi cred că te duci pe tramulină. Ok, așa. Și acum ce fac? Mă arunc așa încolo? Da. Ioi. Mamă, că m-au luat toate emoțiile. Stai să văd dacă asta e moale întâi. Da, mă, da, e moale, n-ai treabă. Fii atent. Ești gata? Mamă. Stai, n-au fura, stai. Bă, am fost acolo. Chiar am fost aproape de data asta. What the fuck? Cred că dacă mai sar de 6 ori, îl duc. Am omețit, ești prost. Gami, asta ți-o dedic ție, pentru că tu n-ai avut deloc încredere în mine. Dar data viitoare, dacă mie mi-e backflip-ul, te provoc pe tine să-l faci. M-am uitat la un tutorial și ca să faci backflip trebuie să urmezi 3 pași simpli. Prima dată trebuie să ai dedendă foarte bună. Ce înseamnă asta? Să sari în aer. Mult, mult rău. Al doilea e când ești în aer să-ți prinzi genunchii la piept. E foarte greu, eu nu cred că o să pot să fac asta, dar o să încercăm imediat. Și al treilea e să faci o chestie pe spate. Nu știu exact, o să mă vedeți pe mine ce fac și o să vă dați și voi seama. E timpul să facem primul și al doilea pas combinat. Și unde am putea să facem asta într-un loc mai bun decât într-o groapă de asta cu bureți în care pot să nu mor dacă o să cad eventual. Ce de acasă vă uitați și mamă, ce ușor e, ce prost e Robi. Real, eu atât pot să sar. Asta nu e o detentă mare, dar o să încercăm să o facem mai mare. Gata, haide! Nu știu cum s-a văzut asta pe cameră, dar eu m-am pișat pe mine de frică. Nu pot să ies. Gata. M-ați dat like. Bă, prostule, tu știi cât de greu să ieși de aici? Arunca copii, puneți-i bine, nu? Acum că aproape am îndeplinit toți pașii, mă simt mult mai încrezător și hai să mergem la Titanul Titanilor să încercăm să dăm backflip-ul aici unde trebuie să-l dăm. Stați un mic, o să urmeze să-l dăm și afară, asta e doar încălzirea. Încă nu m-am dus la Titanul Titanilor, acolo e ăla. Vreau să încerc să-l dau de aici, că e mai jos, dar sincer mi-e mai frică aici că n-am timp să fac tot ce am de făcut. Hai să dăm puțin mai tare muzica de suspans. Opa. Bă, am fost acolo, ești prost? Ai văzut? E, nu știu eu cum îl dau pe ăsta pe saltea. Bă, nu m-așteptam în viața mea să fie atât de greu.
La modul că pe bune nu o fac la mișto. Sunt foarte obosit și mi-e foarte frică. Eu în general nu știu fire atletică. Dar astăzi e timpul să-mi depășesc condiția. Muzica de suspans mai tare. Ce m-am speriat. S-a dus tot curajul, vreau. M-am speriat. A bătut un om cu ciocanul, m-am speriat rău de tot. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar lucez. Sunt transpirat. Mamă, ești prost. Mi se duce tot curajul. Mi se taie odată tot elanul. Mama mea, te iubesc, mamă. Bă, dacă pățești ceva vlogul ăsta, să îi duceți un buchet de flori lui mama. Mamă, mi-e o frică. Mamă, hai, treaba cu meu, băieți. Mi-a stat inima în loc, când eram în aer, mi-a stat inima în loc. Bă, am fost aproape, eu l-am picat în picioare, să știi, cred. Acum că am terminat aici, următoarea locație este la o piscină. Am ajuns la piscină. Da, știu că toți v-ați uitat la picioarele mele. Ei bine, nu o să le vedeți gratis în vlogul ăsta. Dacă vreți să le vedeți, plătiți. Bine, nu glumesc, scoate cenzura de pe ele. Vă plac? Când eram mic, vedeam toate fetele că se uită după băieții care făceau backflip în apă. Ei bine, ăsta e mediul pe care l-am deblocat acum, piscina. Vorbesc la papuc, în spatele meu un nuc, Vlad are la nasul muc, sunt tot la cuc, în piscină mă arunc, nu știu. Hai, ia asta și hai să ne oprim din făcut mișto, hai să sărim în piscină. Știi ce mi-e cel mai frică? Să nu sar pe loc, asta vorbeam cu Vlad în mașină acum, că dacă o să sar pe loc, o să îmi sparg dinții de margine la piscină. Mi-e foarte frică de asta, o stresc să mă arunc. Cumva, dar hai să vedem cum o să iasă. Hai, v-ați găsit prostul la care să vă uitați pe YouTube, că voi nu faceți de asta și vreți să vă uitați la mine cum sparg gura. Hai să vedem, primul try. Bă, mă duc all-in și mă duc din prima. Nu mai stau la discuții. Hai. Bă, am fost lent rău de tot. Mă așteptam pe bune să sar, să pic bine, dar când am deschis ochii, am deschis să fix la impact. Ești prost? Am văzut toată aia cum vine. Pum. Ok, n-a mers foarte bine. A doua oară. Mai e un backflip pe care știu să-l fac, dar la asta o să mă folosesc de mâini, pentru că pot să-l fac doar în piscină, pe asfalt, dacă-l fac mult. Fiți atenți. Am alunecat să mor, dacă n-am alunecat, m-au la spate. Primul te iubesc. Acum am înțeles și pentru mine și pentru voi, fiți atenți. Dacă îmi țin respirația un minut, voi sunteți obligați să dați subscribe, da? 3, 2, 1 și timer pe ecran. Nu prea a fost un minut, da? Da, 10 secunde. Da, și mai subscribe. La începutul vlogului chiar n-aveam nicio speranță că o să reușesc să fac ceva. Ușor, ușor văd că mișc un pic, adică am reușit să sar mai sus, să-mi aduc genunchii la piept și aproape să fac aterizarea. Eu zic că o să ne descurcăm poate puțin mai bine pe saltea. Asta dacă nu sunt proști și-mi rup gâtul oricum. Sunt olin, să știți. Adică nu o să mă trag pe cur și o să-mi iau saltea și o să zic, a, nu mai fac. O să încerc să-l dau și la final dacă îmi rup gâtul, îmi rup gâtul. Dacă îl dau, îl dau. N-am băgut-o intenționat să mor, dacă am băgut-o intenționat. Ce mă ustur aici să mor. La începutul clipului ați văzut cât de sus pot să sare. Bine, acum cred că avem un improvement și lăsați-mă să vă arăt. Cred că pot să-mi ridic și genunchii la piept. Mă înțeapă în tălpi. Ai încredere în mine, Vlad? Bă, da. Și eu am încredere în mine. Ne-am uitat pe cameră și de fiecare dată aterizez așa pe burtă. Ei bine, acum mă pun să încercăm să-l dăm fără niciun mișto sau așa. Bă, vă jur, apa e foarte uleioasă, da? Dar nu folosesc ca scuză, asta ca idee. Mamă, dar aici parcă e mai adânc, ești prost. Fun fact, nu știu să not. O știu un pic. N-a mers! Niciodată nu merge, nu pot mai mult de atât. Eu nu sar pe saltea până nu mi-e sodat aici. Capul pe spate, mâinile pe spate, mi-au avut, da? Bă, dar mă țin ăstea. De jos. Nu, că n-am boxer pe sub. Oan, dacă n-am buscat pe spate, Vlad! Ce m-a greșit, de ce râzi, spune! Abonați-vă și dați like, pe bune! Aveți și video gratis cu mine când mă spăl. M-am spălat eu înainte să apară GTA 6. Andu, fii atent, am un challenge pe care îl fac acum. Învăț să fac backflip în 24 de ore. Ok. Ai încredere în mine că o să-mi iasă? Nu. Bun. Tu ai fost sportiv la viața ta? Da, 9 ani de zile basket. 9 ani de zile basket, top. Fii atent, lasă-mă să-ți arăt, rog frumos, cum fac backflip. Până acum reușesc să fac ceva, dar nu reușesc să-l landez și vreau să-mi dai niște sfaturi, ok? Așa, hai. Fii atent. Ia, yeah, hai să vedem. Ești gata? Da, da. Hai. Ia, stai cu un pic al meu. Boxi. Oh,
Fii atent ce cred că poți să faci, te va ajuta. Următoarea dată când faci backflip, fă-l pe o saltea și stai pe cineva care să-ți pună mâna la spate ca să te rotești. Ok, o să fac asta. Bă, tu știi cât am uitat arată cadrul de la Facebook-ul meu că stau așa cu gâtul. Auzi, mă, știi TikTok-ul ăla cu bibonel de apă dulce? Pe cine altcineva puteam să sun în afară de strămoșul sportului, a făcut în 18 ani, villagerul, Take My Fury. Bă, ți-a plăcut prezentarea? Fii atent, fac un vlog în care încerc să dau backflip. Da, l-am sunat deja pe Andu, mi-a dat un sfat, o să-l fac, dar întâi vreau să mă apropii un pic de realitate în piscină. O să-ți arăt cum îl dau și vreau să-mi dai un sfat, te rog. Bine, e perfect, hai. Doamne ajută. Of, că nu mai găsesc. Cum era, mă? Ce facem? Cum l-am avut. Mă, ce faci ăsta, Vlad? Nu mă mai fac. Uite dansul de lor, hai mă, aruncă-te, mă. Of. Mă, ești în mânchi mai împiept? Gândă. Eu a trebuit să dau sfat la așa ceva? Dă-mi iar, dă-mi iar. Mă, dar pare că se pregătește, dar nu... Ma. A sărit prost rău! Ma. Ce părere ai? Ăsta a fost mașină, dar tu, da? Da. Dă-mi și mie un sfat. Nu, pe bune, pe bune, când sari, trebuie efectiv gen te lași în jos, dar și te pregătești să sari, îți zici genunchii cât mai aproape de piept și capul ce îți lași pe spate. Și după aia când simți că s-a dat, atunci ați închis picioarele. Nu știu cum să-i explic, sper că are logică. Gata, ultima încercare. Dacă nu-mi iese de data asta, eu nu vreau să mai încerc la piscină, o să mă duc direct pe saltea și dau. Hai, muzica de acțiune, muzica de suspans, ce vrei tu, mai tare. Cum să mă duc așa pe față și să cad? Am fost mai aproape de adevăr de data asta, dar gata. Prea ne-a lungit, hai să ascultăm sfatul lui Andru, să mergem pe saltea să mă ajute cineva să mă învârtă. Și ultima locație este evident în fața blocului. Update, m-au luat transpirațiile, m-au luat anxietatea și mașința patul albină. Am pregătit aici tot setup-ul și l-avem pe Paul care o să ne ajute. Bă, nu încercați așa ceva acasă, noi suntem actori profesioniști plătiți să facem asta. Arată-mi la ce nivel ești, ia, până cum ai ajuns până acum. Bine, fără să mă ajuți, nu? Fără să te ajut. O să sar desculț că mie că iar un galo și nu tovarășul în curte. Uite. Deci până acum. Băi, ce faci, mă, sari? Știi să ai grijă. Să sari singur, băi. Dar tu ai grijă, gen, să nu aterizezi în gât, da, în cap pe alea, nu? Băi, nu sar, băi, n-ai cum să sari singur. Ba da, pune camera acolo și lasă-mă să-ți arăt. Stai, că am și eu emoții acum, prost. Băi, n-ai cum să... Am eu emoții. Hai, mă, aveți încredere. Atâta bragul. Am emoții cu tine, bă. Atâta bragul. Dar cred că pot să fac mai bine, dar mi-a venit să râd. Hai că încerc și eu să te ajut. Hai să încercăm în slow motion, gen. Ok, fii atent. Deci eu mă duc așa și după aia când vin aici, eu m-am aruncat, încerc să duc genunchii la piept. Ok. Dacă reușesc e bine. Și trebuie să mă învârt în aer. Deci public e bine. Ok. Am picat. Mi-a morțit mâna asta instant, ești prost. Nu, bă, nu e bine, nu e. Bere am picat. Chiar am picat prost. Mi-a morțit mâna asta. Ai 100 de kg. Cum vrei să faci backflip? Știți la ce clip m-am uitat aseară la 1 cu de la ce înălțime trebuie să cazi ca să mori? La aia m-am uitat. Bine. Și aici depinde cum cazi. Azi nu cazi pe gât, pe cap. Da. Pe coloană. Da, trebuie să cazi pe picioare cel mai bine, dar nu pot. Ți-ai drept, front flip îl fac. Hai, arată front flip. Uite. Front flip îl duc. Ia. Ta-da. Lasă ajut. Bă, bine, sunt o grămadă de tricuri pe care le duc. Bă, știi ce m-am gândit să fac dacă nu pot să dau backflip de pe loc? Să-l dau din alergat. Bă, voi aveți încredere în mine, chat? Roata din alergare și de pe loc ce-o fac? Foarte ușor. Vezi, asta pot să fac. Mă gândeam să vin din alergare, să fac roata, să bat în pământ și să fac backflip. Dar eu nu vreau să fac backflip-ul, asta e singura problemă. Atât pot. Hai, mă învârtem în aer. Acum a fost doar invers. First step, so we got it pretty quickly. Step 2 is to add a little bit more power and try to use one hand instead of two hand. Cum zicea? Și împingem picioare acum. Exact așa. Gata, ești pregătit. 1. Hai, 1. 2. 3. Lași. 1. 2. 3 și... Bă, am fost acolo, ești prost? Aproape, încă una. Haide. Suntem pe drumul cel bun. Haide. 2, 3 și... Ok, oh, ok. What the fuck? Okay. Paul, era aproape, Paul. Hai, aproape. E aproape, da, mă, da. Hai. A fost aproape, nu? Da.
perfect. L-am dat? Suntem aproape, ne apropiem. Ok, am picat în cap. Dar tot așa, mi se pare că nu te împingi picioare, mă, cum faci ăla. Te împingi. Așa? În punctul ăsta aveam încredere în mine că o să-mi iasă backflip-ul. Dar pe de o altă parte m-a apucase o frică infernală și nu vreți să știți ce era în capul meu. Mă gândeam numai la cum dau cu dinții de asfalt. Calm, deci împinge așa în picioare, după aia duci picioarele la piept. Da. Și numără tu. 1, 2, 3. Lasă-te. Da, mă, da. Suntem aproape, suntem aproape, suntem aproape. Îl simt, îl simt, băieți, acum îl simt, pe bune îl simt. Nu ești vorbit, e al tău. Doamne, cât te iubesc familia. Hai mă, împinge picioare. 1, 3. Ok, dacă vrei să-l dai pe beton din picioare, nu cred că e ok cu tehnica asta, cu lovitul. Da, nu prea. Dar oricum e progres, asta contează. Da, pe la începutul clipului nu puteam să-ți arat, am sărit. Eu la videoclipul care m-am uitat eu, ăla a reușit într-o săptămână să învețe. Și eu ce, eu zgâscam și vreau să dau într-o 24 de ore, nu știu ce am avut când m-am gândit la ideea asta. Nici măcar n-a fost ideea mea, a fost a lui. Okay. Nu vrei să știi cum făceam la High Bike Kido, la High Bike Kido am sărit și m-am plantat în bureți. Să vă las iar secvența aia dacă vreți să râdeți. Hai băieți! Bă! Abonați-vă! Hai, duci! Una! Numără! Trei! Și! Mama, asta a fost... Mamă, dacă nu era să de aici! Asta a fost cea mai periculoasă și cea mai... Da, da, și cea mai... corect! Mă înțeapă aici! Seara odată și te împinge noi și o să te împingem tare! Adică o să te învârți... Da, 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 da! Da! Da, gen asfalt, acolo rău, aici bine, da? Aici! Da, da, da! Aici! Okay. Albastru. Bun. Albastru. Hai, hai. Mă, dai, 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 două, trei, și... Acolo sunt! Băi, eu zic că e perfect, eu zic că ți-a ieșit clipul. Mi-a ieșit clipul? Îl mai dau o dată, dacă nu îl scrie în bar piciorul ăsta, hai să-l fac curat, încerc să-l fac curat. La bă, m-am învârtit cât de tare puteți. Da. Să țipați și voi de fericire, da? Când îl dau acum ziceți, da, bine! Să-l lași asta pe clip. Sunteți gata, da? Să țipați, să fiți fericiți. Iau camera, vă arăt. Hai și tu. Hai, robinet. A mai venit un băiat. Hai. 3, 2, 1, și...